Poșta Română s-a implicat în ajutarea categoriilor sociale defavorizate de soartă. Astfel, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, poștașii le vor oferi cadouri atât copiilor cât și vârstnicilor. În cadrul proiectului intitulat Poștașul Iepurașul, care prevede acordarea de jucării sau rechizite școlare copiilor sărmani, au fost strânși din donații câțiva saci cu astfel de obiecte. Avem strânse vreo 4-5 saci de jucării și urmează ca mâine sau poimine liceul de informatică să vină cu o grupă întreagă, mai multe clase de copii, să doneze jucării de care și rechizite școlare, de care ei se pot lipsi. Este de fapt o acțiune în colaborare cu liceul de informatică. O altă acțiune, derulată în colaborare de Poșta din Petroșani și Școala Generală Igheduca din aceeași localitate, are în vedere ajutarea pensionarilor cu venituri de sub 350 de lei. Cu ocazia Paștelui, 50 de bătrâni cu venituri modeste vor primi cadouri, dar vor fi invitați și la o masă festivă, costurile acesteia urmând a fi suportate de către cele două unități mai sus amintite. Există un protocol inițiat de Școala Igheduca în colaborare cu Poșta Română. Poștașii noștri sunt cei care identifică cu adevărat pensionarii nevoiași care să facem din acest proiect o reușită până la urmă. Pentru că sunt mulți copii care au adunat bani, care se ocupă efectiv și se îngrijesc de acești bătrâni singuri ca de proprii bunici. Și atunci, pe 29 aprilie, vor fi cei 50 de pensionari, li se va oferi o masă caldă, plus un cadou și multe alte surprize, spectacol din partea copiilor, o serie întreagă de acțiuni care să le arate că nu sunt singuri acum la bătrânețe.